Bună seara, dragi copii! Din șirul basmelor rusești, în seara aceasta vă voi spune povestea rățuștei cu ouă de aur. Au fost odată un moș și o babă. Pe moș îl chema Abrosim, iar pe babă Fetinia. Trăiau într-o sărăcie lucie și aveau un fiu pe nume Ivanușca, un băietan de vreo 15 ani. Într-o bună zi, bătrânul Abrosim a câștigat un codru de pâine și l-a adus acasă cu gând să-și hrănească nevasta și fiul. Dar tocmai când se pregătea să taie bucata de pâine, s-a ivit de după sobă Crucina, zâna plângăreață, care i-a înșfăcat bătrânului pâinea din mână și a zbugit-o înapoi după sobă. Bătrânul a început să se roage de ea ca să-i dea pâinea înapoi, pentru că altceva nu mai aveau de mâncare nici el și nici familia lui. Crucina i-a răspuns, n-am să-ți înapoiesc codrul tău de pâine. În schimbul lui, am să-ți dăruiesc o rățușcă fermecată care o să-ți facă în fiecare zi câte un ou de aur. Bine, zise Abrosim, azi pot să mă culc nemâncat, numai să nu mă tragi pe sfoară și să-mi spui unde se află acea rățușcă. Mâine în zori, când te vei trezi, să te duci în grădină și acolo pe iaza ai să vezi rățușca, i-a spus Crucina. N-ai decât să o prinzi și să o aduci la tine în casă. Auzind acestea, Abrosim s-a culcat liniștit, iar a doua zi în zori s-a trezit și s-a dus în grădină. Pe iaz a văzut rățușca și a fost cuprins de o bucurie fără seamăn. A prins rața, a dus-o în casă și i-a dat-o Fetiniei. Bătrâna a pipăit-o și i-a spus bărbatului că are ouă. S-au bucurat amândoi, au pus rățușca într-un coș și au acoperit-o cu ciurul. După un ceas s-au uitat și au văzut că rățușca le făcuse un ou de aur. Bătrânul a luat ouul și l-a dus la vânzare în oraș. L-a vândut pe 100 de ruble și cu banii s-a dus în piață, a cumpărat tot felul de merinde și le-a adus acasă. A doua zi, rățușca a mai făcut un ou, la fel ca primul. Abrosim l-a vândut și pe acela. Și tot așa, rața făcea în fiecare zi câte un ou de aur și în scurtă vreme, bătrânul s-a îmbogățit. Și-a clădit o casă mare în oraș și o mulțime de prăvălii, a cumpărat tot felul de mărfuri și s-a apucat de negustorie. Soția lui Fetinia s-a înhăitat cu un tânăr vânzător de-al bărbatului său. Femeia îl îndrăgise, dar vânzătorul se uita la ea numai pentru banii ei. Odată când Abrosim a plecat după marfă, vânzătorul a venit la Fetinia și vorbind cu ea a dat cu ochii de rățușca fermecată care făcea ouă de aur. A luat-o în mână, curios să o vadă mai de aproape și a observat că sub aripioarele ei era scris cu litere de aur: cel care va mânca această rățușcă va fi țar. Vânzătorul, fără să-i spună Fetiniei despre acest lucru, a început să se roage de ea să taie și să frigă rățușca dacă îl iubește cu adevărat. Fetinia îi răspundea că nu poate și că nu îndrăznește să taie rața pentru că tot norocul lor de la ea vine. Vânzătorul a început să stărie. Din dragoste pentru el, s-a rugat să taie rața și să o frigă. Fetinia s-a împotrivit multă vreme, temându-se de bărbatul ei și n-a îndrăznit să facă un asemenea lucru. Dar mai târziu, în orbirea ei, a tăiat rața și a băgat-o la cuptor. Vânzătorul a trebuit să plece neîntârziat pentru un timp, dar i-a promis că se va întoarce. Fetinia a plecat și ea la târg. Tocmai atunci a venit acasă Ivanușca, fiul ei, și a vrut să mănânce. A început să caute peste tot ceva de aleguri și a găsit în cuptor rața. A luat-o și a mâncat-o până la ultimul oscior, după care s-a întors la prăvălie. După aceea a venit și vânzătorul și i-a cerut Fetiniei să-i aducă rața friptă. Femeia a alergat la cuptor și văzând că nu mai este rața, s-a speriat și a spus vânzătorului că pasărea nu mai este în cuptor. Atunci tânărul s-a făcut foc de supărare și i-a zis: ai mâncat-o singură, de bună seamă. S-au certat
și s-au despărțit. Seara au venit acasă Abrosim și fiul lui Ivanușca. Văzând că rața nu-i nicăieri, Abrosim a întrebat-o de ea pe fetinia. Femeia i-a răspuns că nu știe nimic, iar Ivanușca i-a spus tatălui său: Bunule părinte, am fost mai înainte acasă să mănânc, dar mama era plecată. Atunci m-am uitat în cuptor și am văzut rața friptă. Am scos-o și am mâncat-o, numai că nu știu dacă era a noastră sau o altă rață. Abrosim s-a înfuriat pe nevasta lui și a bătut-o de era cât pe ce să o omoare, iar pe fiul său Ivanușca l-a gonit din casă. Micul Ivanușca a pornit-o la drum mergând fără să știe nici el încotro, ci numai pe unde vedea el cu ochii. A mers 10 zile și 10 nopți și a ajuns într-o altă țară. Când a intrat pe poarta mare a orașului, a văzut o mulțime de lume. Oamenii aceia chibzuiau cum să facă să pună un alt țar în locul celui care tocmai murise. S-au înțeles că acela care va intra primul pe poarta mare a orașului să fie țarul lor. Și cum pe poartă tocmai intrase Ivanușca, întreg poporul a strigat: Iată, vine țarul nostru! Înțelepții l-au înconjurat, l-au luat pe sus și l-au dus la palatul țarului. L-au îmbrăcat cu straie împărătești, l-au urcat pe tron, au început să-i facă plecăciuni, așa cum îi se cuvenea țarului celui adevărat, și au început să-i ceară porunci. Ivanușca s-a gândit atunci că se visează țar și că așa ceva nu poate fi adevărat. Când și-a venit însă în fire și a văzut că într-adevăr este țar, s-a bucurat din toată inima. A început să dea porunci și pe mulți i-a făcut mari dregători. După puțin timp l-a ales pe unul dintre dregători pe nume Luga, l-a chemat la el și i-a spus pe un ton blând: Credinciosul și bunul meu cavaler, fă-mi acest mare bine, du-te la locurile mele de baștină, caută-l pe țar și roagă-l din partea mea să ți-l dea pe negustorul Abrosim și pe soția lui. Când ți-i va da, să-i aduci pe amândoi la mine. Dacă nu ți-i va da, să-i spui țarului din partea mea că împărăția lui o voi pârjoli, iar pe el am să-l iau ostatec. Luga a plecat în patria lui Ivanușca, s-a dus direct la țar și a început să-i ceară pe vinovații Abrosim și Fetinia. Țarul știa de Abrosim, știa că era un mare negustor în împărăția lui și n-a vrut să-l dea. Totuși, gândindu-se că țara lui Ivanușca are o armată mai puternică, a fost cuprins de teamă și i-a dat pe cei doi. Luga i-a luat și i-a dus lui Ivanușca. Când i-a văzut, țarul i-a spus tatălui său Abrosim: Cinstite părinte, m-ai gonit de la casa ta, eu în schimb te primesc la mine. Rămâneți amândoi aici și tu și mămuca până la sfârșitul vieții voastre. Abrosim și Fetinia s-au bucurat că fiul lor a ajuns țar și din acea zi au trăit la el mulți ani până au murit. Ivanușca a stat pe tron 30 de ani în sănătate și bunăstare, iubit de popor și de supuși până la sfârșitul zilelor sale. Aceasta a fost povestea rățuștei care făcea ouă de aur. Noapte bună, dragi copii!